îți mulțumesc că m-ai creat femeie. E atâta har în slujba-mi trecătoare, când cele rânduite aici, sub soare, de la tăria stâncii până la floare, din toate ai pus în ființa muritoare. Îți mulțumesc că m-ai creat femeie. Trecută prin cuptor, mă scapi de zgură, să-ți fiu ca stânca, prin furtună dură de neclintit, cu a dragostei măsură ce totul vrea și poate și se îndură. Îți mulțumesc că m-ai creat femeie. Tu ai vrut să fiu cu milă spre durere, să-ți fiu de ajutor și mângâiere, iubind, răbdând, smerită și în tăcere, să-mi strâng omoara care în veci nu piere. Îți mulțumesc că m-ai creat femeie. E vrășmășie între rău și mine, sămânța mea a biruit prin tine, când fiul slavei s-a jertfit pe sine, schimbând blestem în har și rău în bine. Îți mulțumesc că m-ai creat femeie, iertată, minunată și deplină, ca fică și soție și străină, și mamă și bunică și vecină. Prin toate vrei eu să te port lumină. Mulțumesc, Doamne, că m-ai creat femeie. Mulțumesc că sunt soție, că sunt mamă, sunt bunică, soră, cumnată, vecină. Și ce mare chemare mi-ai dat să te port lumină. Astăzi vorbim despre noi, despre femei. Și aș vrea să vorbesc despre frumusețea femeii, modul minunat în care Dumnezeu a creat-o. Dar dincolo de asta, din toată inima îmi doresc să transmit și să puteți vedea frumusețea Creatorului. Vedeți, Dumnezeu a creat femeia ca o ultimă trăsătură de condei, ca apoteoză a creației, așa ca și când ar fi pus cireașa pe tort. Fără ea, lumea nu era perfectă. Nu era desăvârșită, ceva lipsea. Oare ce lipsea? Lipsea ea, femeia, feminitatea, purtătoare a chipului divin care trebuia să reflecte frumusețea Creatorului, bunătatea Lui, delicatețea Lui, așa cum numai feminitatea o poate reflecta, o poate face. Dumnezeu a creat femeia ca să reprezinte frumosul. Fiecare femeie poartă în ea frumusețea Creatorului. Fiecare dintre voi sunteți frumoase pentru că Creatorul și-a pus frumusețea Lui în voi. Nu e așa că în mod natural când vezi un băiețaș mai bucălat și mai drăguț, ce spui? E așa de frumos de parcă e o fetiță. Dar el e băiețel. De ce? Pentru că cumva simțim în noi că femeia este creată de Dumnezeu să reflecte frumusețea. Feminitatea este ca un buchet frumos de flori care te încântă, te liniștește, te fericește uneori până la lacrimi. V-ați trezit emoționate în fața unui aranjament floral fără cuvinte și cu ochii lăcrimați? De ce? Frumusețea care te încântă, care îți înmiresmează ziua prin culoare, prin parfum, prin aromă. Așa este ea, așa este femeia, așa este feminitatea. În primul rând, feminitatea este frumusețe, dar nu numai. Feminitatea este relaționare, este
iubire, este influență, este maternitate, este suferință, dar și bucurie și zâmbet. Iată cum descrie John Eldridge acest lucru. Ceva nu era cum ar fi trebuit să fie. Nu este bine ca omul să fie singur. Și asta ne buimăcește. Dacă stăm să ne gândim că lumea este nouă și lipsită de orice pată, că Adam este încă inocent și plin de slavă, alături de Dumnezeu, nedespărțit de El. În plus, că împărtășește cu Dumnezeu ceea ce noi n-am cunoscut niciodată, ci doar am visat. O prietenie nezdruncinată, neatinsă de păcat. Nu ne vine să credem că poate fi ceva neregulă. Și totuși, lipsește ceva? Dar ce ar putea lipsi? Eva, femeia, feminitatea. Mai precis, ceea ce nu era bun e tocmai singurătatea bărbatului. Oh, cât de adevărat, zicem noi. Indiferent ce alte lucruri cunoaștem despre femei, niciunul nu este mai relevant decât natura lor relațională. Femeia se definește prin relații. Femeia poate clădi relații sănătoase, armonioase, pline de pace, de unitate, de bună înțelegere. Ea poate aduce oameni împreună, poate aduce zâmbetul, bucuria, îmbrățișările. Ați văzut cumva, vreodată, într-o întâlnire de bărbați, atâtea îmbrățișări cât te-ați văzut la Valea Drăganului? Niciodată. Niciodată, nu? Atâta bucurie, atâta voie bună. Deja începem să ne definim, să ne descoperim. Este parte din menirea pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Continuă John Eldridge și spune, majoritatea femeilor se definesc prin relațiile pe care le stabilesc și prin calitatea relațiilor. Aceasta nu este slăbiciunea unei femei, ci este slava ei, care reflectă inima lui Dumnezeu. Ce vindecător este să stai în preajma unor asemenea femei. Aplecarea femeii spre alții, investirea inimii ei în alții, ne vorbește despre inima lui Dumnezeu. Loialitatea ei față de cei pe care iubește ne vorbește și ne conduce spre inima lui Dumnezeu. Și la fel, tânjirea femeii după iubire, nu-i așa? Că nevoia noastră de bază este să ne știm iubite. Ei, tânjirea noastră după iubire vorbește despre faptul că Dumnezeu tânjește și El să fie dorit, să fie iubit. Faptul că Dumnezeu ne așteaptă să împărtășim cu El iubirea inimii Lui și să ne pornim la braț cu El într-o aventură a iubirii. Dumnezeu a creat lumea din iubire și pentru iubire. Zice Ieremia, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea păstrez bunătatea mea. Când ne uităm în jur, vedem atâta lipsă de iubire, atâta nevoie, parcă lumea din jur strigă, auzim strigătul înnebușit după iubire, după pace, după liniște, după relații semnificative. Pentru că atunci când ne uităm în jur, vedem relații rupte, certuri, dezbinare, prietenii frânte, divorțuri, lupte de tot felul. Câtă nevoie este de exprimarea și trăirea feminității noastre într-o astfel de lume. Dumnezeu ne-a creat să schimbăm în bine lumea. Pandemia ultimilor ani ne-a distanțat mai mult, ne-a izolat parcă, ne-au luat îmbrățișările, zâmbetul. Am început să ținem oamenii la distanță într-un mod egoist de frica de a nu ne îmbolnăvi, de a nu muri. Atâta nevoie este ca acum să ne ridicăm ca femei și să ne trăim din plin feminitatea, să manifestăm din plin această capacitate de a aduce oameni împreună, de a relaționa, de a aduce vindecare în relații.
Pentru că, zicea cineva, factorul determinant al stării de bine, de sănătate și de fericire este determinat de relațiile bune cu cei din jur. Relațiile sănătoase bazate pe încredere, pe respect și dragoste necondiționată ne face fericiți. Nu sunt lucruri complet noi, dar poate am trecut pe lângă ele. Poate nu ne-am gândit cu adevărat la chemarea noastră prin creație pe care am primit-o din partea Creatorului nostru. Și câtă nevoie este, și când zic lucrurile astea, vreau să fie o provocare pentru fiecare dintre voi, să-și pună în acțiune puterea relaționării, să-și exprime frumusețea feminină care aduce oamenii împreună, care îmbrățișează, care leagă relații, care leagă răni, care mângăie pe cei singuri și care sunt în dureri. Parte din menirea noastră este să facem lumea mai bună, mai frumoasă, mai plăcută, mai plină de iubire, mai sensibilă pentru cei care sunt în dureri, mai plină de speranță. Să oferim lumii o perspectivă sănătoasă asupra vieții, pentru că feminitatea trăită și exprimată este vindecătoare. Cum stai cu relațiile în viața ta? Cercetează-te o clipă și analizează-ți inima. Este cineva pe care îl ocolești în drumul tău? Este cineva pe care îl ții la distanță în timp ce Domnul îți spune să iubești? Sau poate mai grav, cercetează-ți inima și vezi dacă porți în inima ta resentimente față de cineva, amărăciune, neiertare. Poate Duhul Sfânt punctează în dimineața asta ceva gelozie, invidie. E ziua curajului. Ai curajul și confruntă aceste lucruri în inima ta. Confruntă-le și admite-le ca păcat și recunoaște că ele trebuie scoase afară. Confruntă-ți inima după ce ți-o analizezi înaintea lui Dumnezeu. Poate tu ai rănit pe cineva, poate ai rostit cuvinte care dor, care au stors lacrimi cuiva. Cercetează-ți inima și ai curajul să confrunți aceste lucruri. Dumnezeu te-a creat ca să aduci armonie în jur, să aduci pace, să cultivi relații frumoase, sănătoase, în care să se vadă Hristos, El, frumusețea desăvârșită. Nu contează dacă e drept sau nu. Nu contează dacă ai dreptate într-o dispută sau nu. Tu ești chemată să trăiești după alte legi, după legile împărăției. Și legile împărăției sunt diferite. Și Dumnezeu spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Dar uneori, până la supritor și vrăjmași, îi avem pe frații și surorile lângă noi. Și nu e așa că uneori e mai greu să iubești pe cei mai de aproape? Draga mea, nu-ți permite să ții la distanță oamenii pe care Dumnezeu îți cere să iubești. Nu întotdeauna este ușor, dar cred că nici lui nu i-a fost ușor. Și a mers până la capăt. Modelul nostru este El. Și când te uiți la mersul lui, la modelul lui, te pleci și cedezi și înveți de la el și permitem ca frumusețea lui să curgă din noi spre alții. Feminitate reprezintă deci relaționare, aceste lucruri sunt puse de Dumnezeu în noi pentru ca să reflectăm chipul Creatorului nostru. Frumusețe, capacitate de relaționare, apoi Dumnezeu a pus în noi putere de influență. Deja voi știți asta, nu? Scriptura spune, femeia înțeleaptă zidește și femeia nebună dărâmă cu însăși mâinile ei. Și nu poți să nu zici decât, wow, ce fantastică influență! Femeia dă viață, îngrijește, hrănește, ridică, vindecă, alină dureri, oblojește rănile, leagă relații sau dărâmă tot. Rostește cuvinte care dor, care critică, care judecă, care jicnesc. Întrebarea în dreptul meu și în dreptul tău, ce influență
manifestăm în jurul nostru? În ce mod influențăm pe cei din casa noastră? Care e influența mea ca soție asupra soțului, ca mamă asupra copiilor, ca soră în comunitatea în care sunt, ca vecină, ca angajat? Care e influența din jur pe care eu o manifest? Zidesc, ridic sau dărâm? Putem asemăna feminitatea și puterea aceasta de influență cu măreția valurilor atunci când stai pe malul unui ocean și nu te mai saturi privindu-le. Și te liniștești, îți liniștești trupul, îți liniștești sufletul, îți liniștești inima, uitându-te la valurile care vin atât de hotărâte să treacă peste orice. Și totuși când ajung la mal, se opresc și se lasă zdrobite, pentru că malul se impune și le spune până aici. Ce-ar fi însă când valurile depășesc malurile? Când un tsunami șterge totul din jur? Dezastru. Așa este feminitatea, așa este puterea noastră de influență. Apoi, femeia este chemată să reflecte bunătatea lui Dumnezeu. Farmecul unui om, spune Scriptura, este bunătatea lui. Frumusețea unei femei este bunătatea ei. Bunătatea care se revarsă spre alții, spre a le face bine, ilustrând din nou, repet, bunătatea lui Dumnezeu. Femeia, prin feminitatea ei, arată înspre Dumnezeu. Numai Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun în esența Lui. Și femeia are menirea de a arăta cum este bunătatea lui Dumnezeu. Are chemarea de a reflecta bunătatea Creatorului ei. Zice Pavel în Efeseni, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat Hristos. No, versetul ăsta e valabil pentru toți. Dar femeia prin creație este înzestrată cu această capacitate de a se apleca spre alții, de a face bine, de a mângâia, de a iubi. Toate astea arată înspre Dumnezeul nostru. Chemarea mea este de să reflect bunătatea lui Dumnezeu. Nu m-am gândit din această perspectivă încă, până mi-am pregătit acest mesaj, de fapt până am scris cartea despre femei, căci de acolo mă inspir, despre înalta noastră chemare ca femei și ce rol important avem în lumea asta, în a face lumea mai bună prin capacitatea noastră de influență. Acum, sigur, ai nevoie de curaj să fii bun într-o lume a răului. Ai nevoie de curaj să mergi împotriva curentului și să arăți bunătate nu celor pe care iubești, să arăți bunătate celor care nu merită. Putem învăța cum să manifestăm bunătatea uitându-ne la tatăl fiului risipitor. Vă aduceți aminte povestea? Cu câtă iubire și cu câtă bunătate tatăl acesta își strânge fiul la piept, în timp ce lacrimile cur necontrolat, nemai contând cât de rănită a fost inima lui, nemai contând că acest fiu i-a risipit parte din overe, nemai contând că l-a făcut de râs în sat, nemai contând că i-a știrbit imaginea, nemai contând că i-a rănit inima într-un mod complet, aleargă înaintea lui cu brațele deschise, îl îmbrățișează, îl sărută, îl repune în drepturi și nu-i face nici un reproș. Mamelor, oarecum ne raportăm la copiii noștri când greșesc? Nu când ne risipesc averea, nu când ajung ca și cel risipitor. Atenție, bunătate! Să îmbrățișezi, să accepți, fără să acuzi, fără să faci vreun reproș. O bunătate pe care nu poți să o descrii, pe care pur și simplu nu poți să o pui în cuvinte. O bunătate neobișnuită, dar
Această bunătate neobișnuită a unui tată ne duce cu gândul mai departe. Și haideți cu mine la cruce. Acolo unde bunătatea îngemănată cu iubirea se manifestă ca atribut al dumnezeirii. Și stai acolo și te uimești și te pleci. Măcar acolo te pleci. Măcar acolo să nu mai ai nicio replică, nicio întrebare. Te pleci în fața crucii și te uimești și te lași copleșită de iubire și de bunătate. Și șoptit poate reușești să spui, Doamne, cine este ca Tine între Dumnezei, Doamne? Doamne, nimeni nu este ca Tine. Și apoi auzi șoapta Lui. Așa să fiți și voi buni unii cu alții. Așa să vă iubiți și voi, cum v-am iubit eu. Cum, Doamne, cum e posibil eu, cu temperamentul meu, să fiu plină de așa o bunătate? Cum e posibil, Doamne? E prea înalt standardul, că totul în mine strigă dreptate. Dar Domnul deja ne-a spus în Scripturi, v-am dat tot în ce privește viața și evlavia. M-am dat pe mine însă. Mi-am limitat dumnezeirea și m-am făcut ca voi. Am venit în lumea voastră, am venit spre voi mai mult. Am venit să locuiesc în voi. Deja am auzit și deja știți, Duhul Sfânt locuiește în noi. Dumnezeu, Duhul Sfânt locuiește în noi. El poate manifesta bunătatea Lui prin mine și prin tine. Ce trebuie eu să fac? Să fac un pas în urmă. În sensul în care spun, Doamne, Tu ești stăpânul? Vreau ca Tu să-mi conduci viața. Atât trebuie să fac, să recunosc că El e stăpânul și Domnul meu. Trebuie să mă supun Lui, să-mi supun toate pornirile firii, să reduc la tăcere strigătul acela al dreptății din mine și să spun, Doamne, dacă ești Domn, fă ce vrei cu viața mea. Când înțelegi cum te vrea Dumnezeu, când înțeleg cum mă vrea Dumnezeu, te faci mic, mic, mic. Cel puțin în aspectul bunătății. Eu am fost frântă, în același timp atinsă într-un mod deosebit. Când am realizat cu adevărat ce înseamnă bunătate voiesc, nu jertfe. Bunătate voiesc, nu activism. Bunătate voiesc, nu activități de care viața mea era plină. Bunătate voiesc, nu jertfe. Sau hai să o zic corect, bunătate întâi de toate și apoi toate celelalte. Adică să fii ceva înainte de a face ceva. Bunătate, milă, îngăduință, iertare și apoi slujire. Contează întâi ce ești. Contează întâi cum e inima ta, cât de conectată ești cu El, cât de mult se vede El în tine. Și apoi, fă ce-ți spune El să faci. Citesc din ultima carte. Iată cum femeia, cununa creației lui Dumnezeu, există tocmai pentru a completa, a influența, a armoniza, a înfrumuseța lumea din jur. Există pentru a umple creația cu o prezență binefăcătoare, aducătoare de viață, de idealuri înalte, de emoții, de bucurie, de zâmbet, de speranță, țintind mereu spre idealuri înalte, nevisate, dar intuite de spiritul feminin. Așa este ea, femeia, purtătoare a chipului divin, ființa care reflectă în mod unic frumusețea creatorului ei și care atunci când este conectată cu cerul, schimbă lumea din jur.
Puterea ei de influență este imensă, de aceea prezența ei nu poate trece neobservată. Mereu de veche, mereu slujind, mereu acolo. Doamne, ajută-ne să ne trăim feminitatea și să ne împlinim menirea de a fi femeile care schimbă în bine lumea în care Dumnezeu ne-a așezat. Există apoi o chemare specifică, personală, unică pentru fiecare din noi. Poate fi doar pentru o anumită perioadă de timp sau o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. Poate fi un proiect la care Dumnezeu te cheamă pentru o vreme ca tu să-l împlinești. Este o vreme când Dumnezeu îți poate cere ție personal să faci ceva anume. Iar tu poți alege să asculți sau nu. Poate fi ceva interesant, poate fi ceva măreț, poate fi ceva provocator, poate fi ceva ale cărei rezultate n-ai cum să le măsori. Cele mai multe rezultate ale slujirilor noastre le vom vedea dincolo, nu sunt în controlul nostru. Chemarea lui Dumnezeu poate depăși resursele tale. Aș putea spune aproape întotdeauna chemarea care vine de la Dumnezeu depășește resursele noastre, abilitățile noastre, performanțele noastre. Dar El este acolo să ne dea resursele Lui. Și în momentul în care eu ascult și zic da, ascultarea mea netezește calea spre miracolul pe care Dumnezeu urmează să-l facă. Așa a lucrat Iisus și aș vrea să ne uităm la câteva secvențe, ca să înțelegem că Domnul Iisus ne cere să facem ceva, nu că El n-ar putea face, nu că El ar avea nevoie de noi, așa cum s-a mai spus aici, ci noi avem nevoie de El. Domnul Iisus nu lucra singur. Domnul Iisus cerea celor din jurul Lui să facă ceva, după aceea venea miracolul și se întâmpla și făcea ceea ce numai El putea să facă. Vă aduceți aminte de nunta din Cana, de exemplu. Domnul Iisus le spune celor din jur, umpleți vasele astea cu apă. Știau oamenii aceia ce urma să se întâmple? N-aveau nicio idee, nu-i așa? Noi știm ce s-a întâmplat. Într-o altă situație, Domnul Iisus spune, dați piatra la o parte. Știau cei ce au dat piatra ce urma să facă? Nu. Dar noi știm că a urmat minunea și Iisus a făcut ceea ce numai El putea să facă. Vedeți? Domnul Iisus nu lucrează singur. Lucra prin ucenici, astăzi lucrează prin noi, lucrează prin biserică și El așteaptă ca noi să ascultăm, ca apoi El să facă minunea. Într-o altă situație, Domnul Iisus le spune ucenicilor, hrăniți bărbații aceștia, bărbați cu tot, cu ce erau acolo, peste 5.000 de persoane. Și ucenicii zic, Doamne, nu știi ce vorbești, noi suntem într-un pustiu, n-avem nimic aici. Dar totuși aveți ceva. Păi, este cineva aici care are 5 pâini și 2 pești. Aduceți-i încoace și puneți-i la bătaie. Domnul Iisus spune, folosește ce aveți. Ce aveți? Puneți la bătaie. Ascultați. Au ascultat ucenicii. Au ascultat și minunea s-a produs. Acum imaginați-vă când Petru și Ioan aveau o bucățică de pâine, nu știu cât o fi fost bucățica aceea, și au început să asculte. Au început să dea celor flămânzi. Și uitându-se în mâna lor, minunea se producea pentru că pâinea nu se termina. Văzând ce se întâmplă, mă gândesc că au prins ceva curaj. Și mai mult curaj, și mai mult curaj. Domnul Dumnezeu ne cere să facem ceva. El ne dă instrucțiunile, ne dă o poruncă. Așteaptă ca noi să facem primul pas și să lăsăm pe El să facă restul. Lăsăm pe El să facă ceea ce noi nu putem să facem. Dumnezeu pregătește întotdeauna o persoană pentru un anume loc, într-o anumită perioadă istorică. Vă aduceți aminte, El a pregătit-o pe Estera,
a pus-o acolo, în locul acela, fără ca ea să gândească, să viseze pentru ce a fost dusă la palat, fără să intuiască mărețul plan în care Dumnezeu a implicat-o. Și când unchiul Mardoheu îi spune, poate pentru o vreme ca aceasta ești la împărăție, chiar dacă la început ezită, dar Ester așa asumă riscul și ascultă și pășește necunoscut. Și Dumnezeu era acolo, pregătind și așezând toate piesele de pază la locul lor, în așa fel încât Ester a fost izbăvită și poporul întreg a obținut o mare izbăvire. Pentru ce anume crezi că Dumnezeu te-a pregătit pe tine până acum? Ce crezi că a trebuit să faci acum, în vremea asta, ca să fie o oază de speranță și de nădejde pentru oamenii din jur? Și care ar fi amenințările, care ar fi piedicile de care te temi? Ce te împiedică să-ți iei curajul și să-ți împlinești chemarea? Ce te împiedică să asculți? Sunt întrebări la care aș vrea să reflectați în timp ce continui să-mi spun povestea. În urmă cu peste 25 de ani mi s-a propus să coordonez lucrarea femeilor din România în cadrul Fundației EBE. Primul răspuns a fost nu. Mi-a fost teamă. Mi-era teamă de necunoscut. Mi-a fost teamă să-mi asum responsabilități. Luni de zile am șovăit. Nu am putut să spun da. În timp ce căutam pe Domnul pentru călăuzire. Până într-o zi, Dorel a venit și mi-a spus, Puiu, dragă, hai să luăm niște lucruri în calcul. Hai să ne gândim la tot ce s-a întâmplat în viața noastră și să zicem, oare nu pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu te-a pregătit? Nu ai ajuns prin harul Lui în anumite grupe în care ai fost pregătită? N-a adus El oameni în viața noastră care ne-au ajutat? Nu ți-a pus în tine dorința asta și pasiunea de slujire la modul la care ai renunțat la servici? Hai să gândim, hai să analizăm lucrurile. Acum timp ai, pasiune ai, dorință ai, de ce ți-e teamă? Cred că Dumnezeu te-a pregătit pentru vremea asta. Mi-am luat curajul, n-a fost ușor. Mi-a luat curajul și am zis în final da. Vedeți, erau multe evidențe acolo. Și totuși nu era ușor să-ți iei o decizie, pentru că ai nevoie de curaj să pășești într-un lucru care Dumnezeu ți-l pune înaintea ta, despre care nu știi multe lucruri și în mod special nu cunoști rezultatele. Dar mi-am luat curajul și am spus da. Wow! Ce bucurie, ce încântare am putut să trăiesc! Cât de împlinită m-am simțit în tot ce am făcut! Pentru că am știut că este ceea ce Dumnezeu a pus înaintea vieții mele. Și acum, după 25 de ani, nici nu știu cum ar fi fost viața mea dacă aș fi continuat în încăpățânare să zic nu. Am avut nevoie de curaj. Am avut nevoie de curaj mereu și mereu, pentru că Dumnezeu a adus în viața mea noi și noi provocări. Și de fiecare dată ai nevoie de curaj să pășești și să faci primul pas. E adevărat că după mai multe provocări, după ce ai învățat câteva lecții, e mai ușor să pășești. Dar nu întotdeauna. Când Dumnezeu îți pune în față o chemare, o provocare, am spus deja și repet, va depăși resursele tale, va depăși performanțele tale. Și chemarea lui Dumnezeu este ceva măreț, ceva pentru a cărei împlinire ai nevoie de curaj. Ca să faci primul pas. Și după ce faci primul pas, poate ți se clarifică lucrurile. Dumnezeu cere să ascultăm, prin credință să pășim și după aceea ți se luminează drumul și trebuie să faci un alt pas prin credință. Nu ți arată Dumnezeu de la început nici ce ai de făcut, că nu te-ai apucat de lucru, și nu ți arată Dumnezeu nici ce se va întâmpla. Rezultatele sunt în mâna Lui. De aceea folosim fraza aceea, curajul de a păși pe ape, cum Petru a pășit la cuvântul Domnului Iisus. Nu? Pentru că ai nevoie de curaj
să ieși din barcă și să pășești pe ape. Că nu-i normal, nu? Nu-i natural să mergi pe ape. Natural e să mergi pe ceva solid, pe ceva ce te ține. Dar mereu, mereu ai nevoie de curaj. Am avut nevoie de curaj să încep acel program de instruire pentru femei numit Școala Priscila. Au fost câteva necunoscute acolo și recunosc, mi-a trebuit un dram de curaj. Dar având anumite lecții din trecut învățate, am pășit parcă altfel. Fetelor dragi, așa cum poate am spus, poate n-am spus, unora sigur v-am spus. Acest program și acest proiect în care sunt implicată cu toată inima este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în toată slujirea mea. Este slujirea care m-a binecuvântat pe mine într-un mod în care nici nu pot să vă spun. Dar atât de binecuvântate sunt colegele mele care slujesc alături de mine, nu-i așa? Nici nu putem să vă spunem cât de binecuvântate sunt fetele noastre, le zic eu, Nora le-a botezat prisciluțele noastre și știm asta din mărturiile lor. Și nu spun asta ca să ne asumăm merite, ci spun doar ca să subliniez beneficiile ascultării și beneficiile curajului de a păși în chemarea pe care Domnul o pune înaintea vieții tale. Nu sunt cuvinte să poți să descrii împlinirea care o trăiești atunci când zici, da, Doamne, mi-e teamă, dar cu Tine pășesc, îmi iau curajul și la brațul Tău și Dumnezeu întotdeauna va fi la brațul Tău. Și dacă într-un fel slujirea femeilor sub diferite forme mi-a devenit ceva comod, ceva familiar, au fost provocări care m-au scos din nou din zona de confort. Pentru mine, ideea de a scrie o carte a fost o mare provocare. Și am avut nevoie de mult curaj ca să ascult. De aceea mi-au trebuit 2 ani ca să scriu prima carte, să mi-adun idei, să... Pentru a scrie o carte ai timp de liniște și de timpuri, alea greu le găseam în viața mea plină de activism. Am îndrăznit să ascult. Nu pot să vă spun cu câte emoții am dat primul capitol editorului. Îl ofeream și îl trăgeam înapoi și îl dădeam și zic, iubito, mi-e jenă, nu știu ce părere o să ai după ce o să-l citești. Merită, nu merită, mi-e jenă, dar totuși ți-l dau, am nevoie de un feedback, dar dacă aș putea să ți-l iau înapoi. Nesiguranța aceea că fac ce trebuie să fac, fac bine ce fac. Mi l-a luat din mână, bineînțeles, și a zis cu toată plăcerea, sora Lidia, o să îl citesc. Sigur că feedback-ul ei a fost o mare încurajare. Ne teamă de lucruri, mai ales când sunt lucruri pe care nu le-am mai făcut și ai nevoie de curaj să mergi mai departe. Am avut nevoie de curaj să scriu a doua și a treia carte, așa cum v-am spus, pentru că ultimile 2 cărți le-am scris în pandemie. Dar în timp ce în jurul meu alții erau cuprinși de frică, de boală, de depresie, de moarte, eu am trăit cele mai minunate momente. Am trăit cele mai împlinitoare momente ale vieții mele, stând în părtășie cu Domnul meu, în timp ce scriam despre El. Acum, nu știu câți o vor citi cartea, nu știu câți vor citi Hai să vorbim despre Dumnezeu și nu știu, nu voi avea niciodată controlul dacă s-a meritat sau nu s-a meritat să o scriu pentru alții. Dar știu sigur că pentru mine s-a meritat și am în mine certitudinea că mi-am împlinit chemarea pentru 2020. La 2 luni de zile am primit provocarea să scriu acea carte de femei și așa cum am spus, au fost multe întrebări acolo. Acum, în timpul ăsta, o carte despre rolurile femeii, despre, din perspectivă biblică, pe cine mai interesează, nu? Am ascultat, am scris, nu știu din nou câte femei vor citi cartea asta sau câte o vor studia, dar știu un lucru, am certitudinea că mi-am împlinit chemarea pentru 2021. Care e provocarea lui Dumnezeu pentru viața ta? Ce știi deja că Dumnezeu a așezat în fața vieții tale și n-ai curajul să pășești?
Draga mea, e vremea curajului. Ridică-te, ascultă, pășește în credință și Dumnezeu îți va arăta mai departe. Dacă nu ești sigură, dacă ți se pare că e așa doar o idee, un gând în mintea ta, stai de vorbă cu Domnul. Tocmai ați aflat și ieri și alaltă ieri și astăzi că Domnul Duhul Sfânt este în tine. Întreabă-L. Stai de vorbă cu El. El abia așteaptă să-ți vorbească. Și ascultă-mă și crede-mă că sigur îți va vorbi. Pentru că de aceea este acolo. El abia așteaptă. Și se miră că noi nu-i punem întrebări. De felul ăsta. Doamne Duhule Sfânt, ce vrei să fac? Care e lucrul acela care e în fața vieții mele? În care trebuie să pășesc? Dacă ai nevoie de un sfat, întreabă-L pe Duhul Sfânt, Doamne, la cine să mă duc să mă sfătuiască? Că e important și ce fel de sfătuitor îți alegi. Da? Stai de vorbă cu Domnul, stai de vorbă cu Domnul Duhul Sfânt din tine. Cere sfat, cere ajutor de la alții, dar ai curajul și fă ceva cu îndemnul acela care îl simți în inima ta. Chemarea nu vine printr-un sunet de trompet așa sau printr-un cutremur de pământ. Ne-ar place. Am cerut de câteva ori Domnului așa că nu eram sigur. Am zis, Doamne, dar n-ai putea puțin așa mai strident, mai vocal, mai... Și Domnul îți șoptește în inima ta. Acum taci, acum iartă, acum du-te. Problema e să auzim vocea Duhului. Să ne obișnuim cu ea și să ascultăm. Poate Dumnezeu te cheamă să te rogi pentru o persoană, pentru un oraș, pentru un neam, o vreme. Poate Dumnezeu te cheamă să mijlocești pentru o anume lucrare, pentru un anume popor. Nu întotdeauna vei ști rezultatele, nu sunt în controlul tău, dar tot ce trebuie să faci este să pășești și să-ți împlinești chemarea. Tu alegi. Chemarea este măreață, este glorioasă, este de la Dumnezeu. Dar tu alegi, asculți sau nu. Și încă ceva, lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu este întotdeauna ceva măreț. Nu este măreț ceea ce noi considerăm că este măreț, nu este măreț ceea ce strălucește sub lumina reflectoarelor, ci măreț este ceva ce vine din inima lui Dumnezeu. Dacă ai încurajat o femeie descurajată și ai îndreptat inima spre Dumnezeu, ai făcut ceva măreț. Dacă ai asistat pe cineva și le-ai ajutat să ia o decizie pentru Dumnezeu, ai făcut ceva măreț. Dacă ai șters o lacrimă și ai adus o speranță unei femei deznădăjduite, ai făcut ceva măreț. Sau dacă ai îmbrățișat un copil murdar în zdrențe, i-ai dat o bucată de pâine sau o jucărie de pluș. Ai făcut ceva măreț. Măreț este ceea ce vine din inima lui Dumnezeu. Mărețe sunt faptele lui Dumnezeu așezate în dreptul nostru în care doar trebuie să umblăm. Nu mulțimea like-urilor, nu vizibilitatea, nu popularitatea, nu mulțimea distribuirilor spune ce este măreț. Măreț este ceea ce spune Dumnezeu că este măreț. Și când Dumnezeu se uită la inima mea, acolo evaluează lucrurile. Acolo, în funcție de inima mea, de modul în care gândesc, de modul în care acționez, de modul cum fac lucrurile, Dumnezeu zâmbește sau nu? Acceptă jertfa sau nu? Răsplătește sau nu? Inima. De aceea acel cuvânt al Scripturii spune, păzește-ți inima. Întotdeauna am știut că Domnul se uită la inimă. Dar acum nu știu cum să vă spun, altfel știu. Și altfel îmi protejez și îmi păzesc inima. Spunea Loredana, crești în statură, în plinătate, probabil care de-a face cu creșterea, nu știu în care dimensiune, dar fiecare cuvânt al Scripturii, care odată l-ai înțeles într-un fel, îl vei înțelege altfel și altfel. Inima.
Săptămâna trecută am auzit o mărturie a unui păstor și trebuie să vă spun, pentru că m-a provocat într-un mod extraordinar. Auziți la ce îl cheamă Domnul? Să pregătească câte o Biblie de lux pentru fiecare parlamentar român, cu dedicație, pe care să scrie 5 nume a 5 persoane, atenție, care se angajează să se roage pentru acel om de 3 ori pe zi. Acum este în faza în care caută mijlocitorii. Vă dați seama cam de cât are nevoie? Vă imaginați dedicarea acelor persoane la un asemenea proiect? De 3 ori pe zi. Dar imaginați-vă ce se va întâmpla în lumea spirituală când atâtea rugăciuni se vor înălța spre ceruri. Și nu-mi venea să cred, dar eu l-am auzit că poate se angajează cineva la așa un măreț. Mie mi se pare aproape imposibil. Dar el era pe punctul că își completează lista cu mijlocitorii. Îți tremură cumva inima la un asemenea proiect? Îți spun despre cine e vorba. Rezonează cumva o chemare de genul ăsta cu inima ta? Dar știți ce s-a născut în inima mea atunci? Nu știu dacă e în dreptul meu, dar vă spun. Poate vorbește Dumnezeu cuiva. M-am gândit, Doamne, dacă noi, femeile, aceste femei care suntem aici, rețeaua de femei, așa o numesc, de femei de încredere, care credem în aceleași valori, care avem aceeași țintă, dacă ne-am rugat pentru păstorii noștri nominal, de 3 ori pe zi, oare cum ar fi? Întreabă-L pe Domnul, în inima ta, poate vorbește cuiva Dumnezeu. Trebuie să avem curaj. Curaj să pășim în lucrurile extraordinare, în lucrurile mărețe, care nu vin decât din inima Creatorului și al Domnului care și-a dat Fiul pentru noi și care cu orice preț ne vrea pentru El, care își pregătește mireasa ultimelor zile și ridică oameni și dă viziuni și face chemări care ne copleșesc. Dar, dragilor, e vremea curajului. Câte ne vom ridica după aceste zile? După ce Domnul ne-a vorbit atât, după ce Domnul ne-a umplut cu atâta prezența Lui, nu-i timp de șovăit. Până când vrei să stai? Până când vrei să șovăi? Până când îți pui întrebări? Ai curajul? Ridică-te și pășește! Și îți mai spun ceva, ce ți-a mai spus de fapt. Nu pășești singură, cu El la braț și El va fi întotdeauna cu tine. Treci peste orice piedică și ascultă-L pe Dumnezeu. Eu am ales de atâtea ori și sunt binecuvântată și sunt aici astăzi ca să vă motivez și să vă încurajez că se merită să pășiți în credință. Am vorbit deci despre menirea noastră ca femei prin creație, valabil pentru toate dintre noi, prin feminitatea noastră pusă de Dumnezeul Creator în noi, putem schimba lumea din jur. Apoi am vorbit despre chemări specifice. Fiecare, să nu creadă cineva de aici că nu e prea neînsemnată, nu există. Nu există neînsemnat în trupul lui Hristos. Ai înțeles astăzi că ești prețioasă, că ești frumoasă, că ești creatura Lui și porți chipul Lui în viața ta. Pentru fiecare există o chemare specifică. Provocarea zilei este, care e chemarea ta? Stai de vorbă cu Domnul. Și acum în încheiere un ultim gând, că nu pot să nu vorbesc și despre asta. Din nou, o chemare generală pentru fiecare dintre noi. Valabilă pentru toate femeile. Femeile în vârstă să învețe pe cele tinere să trăiască vieți pentru gloria lui Dumnezeu. Și Pavel zice lui Tit, ce ai auzit de la mine, ce ai văzut în mine, încredințează la oameni de încredere care să fie capabili să învețe pe alții.
Aceasta este chemarea care este așezată în fața ta deja. Nu mai aștepta pe Domnul să-ți spună specific. Dumnezeu a vorbit în Scripturi odată. Chemarea de a face ucenici, de a te investi în alții, de a învăța pe alții, de a îngriji spiritual pe alții să crească, este deja poruncă în Scriptură, valabilă pentru fiecare dintre noi. Aici nu mai stai să întrebi oare o fi pentru mine sau nu o fi pentru mine. Întrebarea este, Doamne, care sunt acele persoane pe care Tu le pui în zona mea de influență, de care vrei să mă ocup? Acum, ca mame, primii ucenici ar trebui să fie copiii noștri. Investiți, mămicilor, în copii. Cuvânt. În mod planificat, în mod sistematic. Învățați-i cum să citească, cum să-și țină părtășia, cum să-și scoată o aplicație. Este nemaipomenit. De ceva vreme petrec timp cu nepoții mei. Cel mai mic avea... Nu împlinise 8 ani când am început să fac studiu biblic cu bunii, așa au zis ei. Și mi-a zis nepoțica mea, adică vrei să faci studiu biblic cu noi, cum faci cu femeile? Na, n-am vrut să-i zic chiar studiu biblic, să nu-i sperii, dar dacă lor le-au plăcut, na, și să-i vedeți cum vin cu Biblia sub braț și le-am făcut carnețele personalizate în care să-și țină părtășia. Sunt uimită de modul în care știu să-și scoată aplicația. Știu să spună, oh, bunii, azi la școală, oh, asta înseamnă. Mămicilor, planificați-vă timp, hotărâți sistematic și intenționat să învățați copiii voștri. Dar înainte de asta, fiți modele. Că Dumnezeu spune... Ascultă, Israele, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și legile pe care ți le dau astăzi să le ai unde? În inima ta, din nou, inima și apoi învață pe copii. N-ai cum să înveți ceva ce tu nu ai și tu nu trăiești. Atenție, întâi modele. Modele de iubire de Dumnezeu, modele de trăire în integritate, modele de a-ți trăi feminitatea la, așa cum Dumnezeu a pus-o în viața ta. Și copiii vor învăța. Vor învăța și din ce le spui, dar vor învăța mai mult din ceea ce tu ești. Și după aceea roagă-L pe Domnul și spune, Doamne, mă uit în biserica asta, care sunt femeile alea de care vrei să mă ocup? Aș vrea să nu plecați de aici, aveți acolo un exercițiu în final, să nu plecați de aici până nu notați acolo numele, 2-3 femei pe care acum poate Duhul Sfânt ți le aduce aminte, cu care odată ajuns acasă, iei legătura și programați să vă întâlniți și să te ocupi de ele, să creșteți împreună. Pentru că nimic, nimic, nimic nu poate fi mai măreț decât să investești cuvânt în oameni. Sunt singurele care nu vor trece. Toate lucrurile, toate investițiile se vor face praf într-o zi cenușă. Și știți cum îmi place mie să spun, nu vreau să mă prezint în fața Domnului meu cu doi pumni de cenușă. De aceea investesc cuvânt în oameni și investesc mult în puțin. Pentru că am învățat de la Pavel. Pavel este un model pentru mine și vă recomand și vouă astăzi. Uitați-vă altfel dacă nu v-ați uitat în modul ăsta la Pavel, în special la sfârșitul lui. Și Pavel zice, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă cununa. Dar spuneți voi ce altfel de final v-ați dori decât să ajungi acolo la capăt și să ai puternicul sentiment că ai făcut ce trebuia să faci, că n-ai trăit degeaba. Pavel ne spune, călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Pavel nu ne cheamă să călcăm pe urmele lui pentru că el e perfect. Eu vă spun, călcați pe urmele mele nu pentru că sunt perfectă. Tu trebuie să spui și tu altora, călcați pe urmele mele pentru un singur motiv. Pentru că eu am ales să calc pe urmele lui. Și sunt cele mai sigure urme. Și încă ceva. Veniți după mine, pentru că eu vă conduc spre El. Nu facem ucenici pentru noi. Nici măcar pe copiii noștri. Ci facem ucenici pentru El.
Investim în alte femei sau în cei pe care Domnul ți-i pune în zona ta de influență și îi facem ucenici pentru El. De Domnul îi legăm. De aceea nimic nu mă bucură mai mult decât atunci când vă văd că îl iubiți pe Domnul. Pentru că asta dorim. Să iubim noi și să învățăm pe alții, să influențăm pe alții. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și când faci asta, zicea fericitul Augustin, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Dar când îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, nu vei mai face ce vrei. Ce vei spune, Doamne, nu ce vreau eu, ci ce vrei Tu. Amin.